Numărul locurilor de cazare puse la dispoziția turiștilor de unitățile maramureșene a crescut ușor în primul semestru al anului, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Capacitatea de cazare turistică în funcțiune a structurilor de primire turistică în semestrul 1-2015 a fost de 800.704 locuri zile, mai mare cu 1,1% față de semestrul 1-2014. În semestrul 1-2015, hotelurile au deținut cea mai mare pondere, 40,3% din totalul capacității de cazare turistică în funcțiune, fiind urmate de pensiuni agroturistice cu 20,5%, pensiuni turistice cu 19%, tabere de elevi și preșcolari 6,9%, hosteluri 3,7% și restul tipurilor de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică 9,6%. Unitățile de cazare din județe au fost ocupate doar în procent de 14%, iar pensiunile maramureșene au înregistrat chiar un procent mai mic. Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică în funcțiune în semestrul 1-2015 a fost de 14%, pe total structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, iar pe tipuri de structuri de primire turistică, indici de utilizare au fost la hoteluri 18,6%, hosteluri 15,3%, pensiuni turistice 11,6%, tabere de elevi și preșcolari 19,4% și moteluri 10,3%. Statisticile indică și o creștere a numărului turiștilor care au ales să poposească în Maramureș în primele 6 luni ale anului. Au fost înregistrate aproximativ 95.000 de înoptări la turiștii români și 17.000 la cei străini. Numărul turiștilor care au ales această zonă ca destinație a călătoriilor lor a crescut cu peste 25% în semestrul întâi, comparativ cu cel din perioada similară a anului precedent.